Uitați ce știri am găsit. Școlile din Craiova au primit o adresă prin care sunt anunțate că poliția locală va da amenzi contravenționale familiilor care nu își trimit copiii la școală. E vorba de amenzi între 100 și 1000 de lei, dar, scrie publicația Gazeta de Sud, se ia în calcul și obligarea la muncă în folosul comunității a contravenienților. Iar școlile vor trebui să anunțe poliția despre copiii care lipsesc. Autoritățile locale invocă prevederi din regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. Este un regulament adoptat prin ordin al Ministerului Educației. Acum, despre asta aș vrea să vorbim dimineața asta. Sincer, nu mi-e prea clar cum stăm cu baza legală în situația asta. Nu sunt jurist, nu știu cum se va face. Înțeleg că sunt și niște complicații administrative, adică, de pildă, nu știu dacă poliția locală Craiova va putea să-i amendeze pe părinții sau să amendeze familiile care își trimit copiii în Craiova, dar nu locuiesc în Craiova. Nu știu cum se duce poliția locală în altă jurisdicție. Da. Sau da. Pe cine amendează? Probabil că ar trebui să discutăm ideea în sine, ci da. Și nu cine da. Aplică adică, chestia asta. Exact. Nici eu nu sunt de acord ca poliția locală să intervină într-o chestiune de genul ăsta. E, bun, iată, o discuție aici. Problema abandonului școlar este certă și gravă în țara noastră. România e de altfel în topul țărilor europene cu abandon școlar. 15% abandon școlar în România, în timp ce media din Uniune este la jumătate. Iar în țările dezvoltate, sub 3%. Eu doar mă întreb dacă... Adică asta e întrebarea mea. Dacă... Știu că se întâmplă în alte țări. Luca dă tot timpul exemplul din Germania, unde se amendează, nu? Tu știi că se amendează părinții. Dar ne-au scris ascultătorii, da. Că sunt amendați dacă lipsește copilul de la școală nemotivat sau dacă îl găsesc pe stradă cu părintele de mână în brambură. Acum eu mă întreb dacă în țara noastră o măsură de acest gen va avea efectul dorit. Și anume, efectul dorit este reducerea abandonului școlar, să fie trimiși copiii la școală. Deci, dacă o măsură de acest gen va funcționa în condițiile în care acest fenomen are aproape întotdeauna legătură și cu sărăcia familiilor respective. Să amendezi niște oameni care oricum sunt la limita subsistenței, nu știu dacă este cea mai bună soluție. Sau să-i trimiți la muncă obligatorie în condițiile în care ăștia sunt muncitori sau ei sunt muncitori cu ziua, că nu au altă calificare și din ce muncesc cu ziua, abia dacă reușesc să-și întrețină familiile. Dar, pe de altă parte, da, e o soluție care este aplicată în alte țări. Și am vrea să vă cerem opinia. Ce credeți? Ce efect ar avea o asemenea măsură? Și dacă credeți că este bună sau rea și de ce? 0372069599, numărul nostru de telefon și mesaj audio pe WhatsApp, dacă nu aveți timp să ne sunați. Mesaj audio la 0728-3132, le preferăm evident pe cele puțin mai scurte. Și mai ales, vă rugăm, dacă sunteți profesor sau învățător sau educator și vă confruntați cu abandon școlar în clasele dumneavoastră, am vrea să vă ascultăm pe dumneavoastră în primul rând. Să înțelegem de ce abandonează copiii școala și ce este de făcut. Ce faceți când ați încercat să vorbiți, ce răspuns ați primit, cum se întâmplă lucrurile astea. Deci, dacă sunteți educator, profesor, învățător și aveți astfel de situații în clasă, poate că sunteți într-o zonă mai săracă a României și vă luptați cu problema asta, dați-ne un telefon, că am vrea să vă ascultăm, să știm ce se întâmplă. Deci sunați-ne la 0372 069599. Vă așteptăm. Am un amic care îmi trimite un mesaj, spune că o să apară familii cu bani care doar o să plătească amenzile astea așa, doar ca să îi dea câte o zi liberă copilului, știi? Da, e adevărat. Pe de altă parte, sunt multe familii care n-au bani să-și trimită copilul la școală și asta e o realitate, pentru că orice înscriere în clasa 1, a 2 sau orice clasă vine cu niște costuri. Școala în România este gratuită, dar în realitate lucrul acesta nu este adevărat. Doar pe hârtie. Doar pe hârtie. Uh-huh. Deci e și o problemă a sistemului de învățământ care este subfinanțat și care nu sprijină deloc, cel puțin în clasele primare. Nu mai vorbesc. Ok, că după aia copilul, familia ar putea interveni și copilul nu mai ajunge la școală, atunci da, e o problemă care vine din familie. Dar dacă familia e atât de săracă încât copilul nu-și permite să ajungă la școală, habar n-am, e chiar... nu-și permite, eu cred că nu mai e problema familiei și atunci pe cine amendezi? Da. Despre asta vorbim. Am pornit, dacă ați deschis radio ceva mai târziu, despre o adresă trimisă la școlile din Craiova, prin care se anunță că poliția locală are dreptul să amendeze familiile care nu-și trimit copiii la școală. O
o regulă care funcționează în alte țări și ne întrebăm însă dacă va funcționa în România, unde abandonul școlar este foarte ridicat. Opinia voastră ne interesează. 0372-069-599, mai ales dacă sunteți educator, profesor, învățător și vă confruntați cu acest fenomen. Emil, bună dimineața! Bună dimineața, Emil! Dimineața! Bună dimineața! Da! Bună dimineața, mă numesc Emil, sunt director la o școală dintr-o zonă, dintr-un sat foarte sărac, aș putea spune. Da, în ce județ? Din punctul meu de vedere, Prahova. În Prahova, ok. Da. Din punctul meu de vedere, cu amenziile date se va întâmpla ca și cu amenziile de la circulație. În momentul în care nu ai omului ce să iei, îl amendezi degeaba, în sensul că el este amendat, nu o plătește și nu ai ce să-i faci, nu ai cum să recuperezi, să recuperezi sumele. Ideea este, din punctul meu de vedere, bună, dar ar trebui altă măsură de constrângere, nu știu, altceva. Uite, un alt ascultător propune să le taie alocația. Că multe familii de felul ăsta trăiesc de pe urma alocației, sau e un venit foarte important, alocația de 200 și ceva de lei a copilului. Tot ceva coercitiv financiar devine și nu știu dacă ajută mulți, mulți, să știți că trăiesc din alocații. Da, cred că e anticonstituțional, nu știu dacă se poate face asta, dar întrebarea este, ok, Emil, spuneți că sunteți director la o școală într-un mediu sărac, cât de puternic este acest fenomen al abandonului școlar în școala pe care o conduceți? De ce? Foarte și slab ce este. Sunt? Foarte slab și dacă îmi permiteți în două minute vă explic ce am făcut și să știți că sunt multe școli care fac așa. Am avantajul de a fi director de foarte mult timp. Da. Și de la început am încercat să le spun copiilor că este foarte important să vină la școală. Okay. Cu ajutorul colegilor, am un colectiv extraordinar, am creat un climat destins. Mm-hmm. Nu coercitiv niciun sens. Adică nu le-am cerut copiilor bani, nici chiar înainte de a se desfința așa numitul fond al școlii. Mm-hmm. Nu am cerut bani părinților, am apelat la sprijinul autorităților locale și în același timp nu am fost exagerat de severi cu ei. În momentul în care copilul de cuminte vine la școală, se străduiește să învețe, în momentul acela copilul respectiv... Dar ce faceți, dar ce faceți când un copil clar este... abandonează școala, nu mai vine? Care e reacția voastră? Prima reacție este să vorbim cu părinții. Okay. Îi căutăm acasă, îi întrebăm în primul rând de ce nu vine. Și ce vă spune? Pentru că se duce cu ziua la muncă, se duce nu știu unde, nu are bani de ceva. Și în momentul respectiv apelăm la alte, să zic eu, alte surse. Eu am o colaborare cu o firmă din Ploiești, prin care le-am dat, de exemplu, le-am dat tablete în pandemie, când a început învățământul online. Eu n-am foarte mulți copii la gimnaziu, am 60 ceva de copii. Uh-huh. Firma respectivă le-a dat, în afară de ajutoare materiale, le-a dat și 20 de tablete familiilor sărace, cu abonament inclus 2 ani de internet. Înainte de pandemie, cred că domnul Luca Bastian lucrează la dumneavoastră, nu stăpâneți prea bine fenomenul radio, da. Ascult doar în mașină într-un spre muncă și înapoi. Da. Ne-am întâlnit la meciul România-Norvegia. Da. Okay. Da. Când au fost numai copii în tribune. Aha, când au fost numai copii în tribune. Acolo am... Ideea este că trebuie, în momentul în care copilul vine la școală, trebuie și răsplătit într-un fel. Uh-huh. Și căutăm să facem cât mai multe acțiuni din acestea, în care îi luăm pe toți. Foarte interesant. Mulțumesc foarte mult, Emil, pentru explicația. Așadar, mai degrabă cu vorbă bună, suflet și cu inteligență, decât cu constrângeri și pedeapse. Interesant abordare. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Dimineața. Bună dimineața! Vă ascultăm. Salut cu drag. Da. Mihai Ghebre, de la Vâlcea. Bună dimineața. Să trăiți. De la Casa Pinocchio. Ok. Ne știm. Da. Vocea aia. Problema cu... Poftim? Vocea aia de radio. Da. Da. Problema nu se pune neapărat din comunități, cât faptul că statul nu investește în activitățile astea extrașcolare. Aha. Pentru că acolo e marea problemă. Foarte mulți copii nu au motivația de a veni la școală, nu au, adică școala pentru ei este o povară, mai ales din pentru copiii care provin din medii foarte sărace. Noi cu asta ne-am confruntat și în centrul nostru la
la Pinocchio, pentru că foarte mulți copii care veneau deja la o vârstă de, nu știu, 11, 12, 13 ani, învățați să nu meargă la școală, a trebuit să găsim tot felul de metode să-i convingem, pentru că ei acolo în satul lor, în comunitatea lor, nu mergeau la școală. Și care e legătura între activitățile extrașcolare și participarea la cursuri? La cursuri primare sau la gimnaziu? Adică cum se face legătura faptul asta? Faptul că ei socializează între copiii, foarte se pot încuraja ei pe ei, nu știu, eu am puțin... Da, ok, vă ascultăm, în regulă. Așa, și faptul că ei se adună într-o activitate, de exemplu, de o activitate a comunității, copiii între ei vorbesc și discută și expun probleme pe care le au în familie, de ce nu vin la școală, e mult mai ușoară comunicarea între copii decât dacă vine un adult și le spune e bine să te duci la școală pentru că vei ajunge nu știu ce. Nu, asta nu este o metodă, ci doar prin activități care să-i motiveze și, bineînțeles, învățământul este prea stufos. Pentru ei este, eu știu, în Suedia, că în Suedia învață lucruri elementare, adică lucruri care să știe cât de cât din fiecare materie, nu așa de mult, adică e prea mult pentru ei. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru explicații. Hai să mai vedem ce mai luăm. Avem și un mesaj între timp. Ar trebui amendați în ziua în care sunt amendați parlamentarii și politicienii care chiulesc, care nu-și fac treaba, care primesc sancțiuni pecuniare, evident, atunci când nu-și îndeplinesc obligațiile. La fel, trebuie să amendați și părinții care nu-și săraci, care nu-și trimit copiii la școală. Cei care nu-i trimit din alte motive, altă discuție. Anchetă socială, văzut care sunt cauzele, de ce părinții nu se ocupă de copii. Și uite, avem un mesaj interesant de la Adelin, care are o altă idee, și anume recompensarea familiilor subdezvoltate care își trimit copii la școală. Poate ar fi mai eficientă, cred el. Să le dai, de exemplu, 1000 de euro dacă ia copilul premiul întâi, sau 300 de euro pentru fiecare copil care are mai puțin de 10 absențe. Interesant. Gabriel, bună dimineața. În anumite zone defavorizate sau cu abandon școlar mare, poate că ar putea fi inițiate astfel de bine, program. Sumele astea sunt așa. Bun, da. Gabriel. Bună dimineața, de la Zalău vă deranjez. Bună dimineața. Că sunt părinte și am lucrat în învățământ. Momentan lucrez în învățământ într-un mediu privat. Da. Și referitor la subiectul noastră, la amenzi mă refer, în primul rând să știți că poliția locală se regăsește doar în municipii, mai puțin în localitățile din mediul rural. Da. Ce facem cu localitățile din mediul rural? Adică ar fi o discriminare în primul rând și n-ar fi pus corect problema. Dar eu vin cu o soluție. Da. În primul rând, eu cred că sistemul social de acordare a indemnizațiilor sociale nu-i corelat foarte bine cu învățământul. Și aici mă refer la faptul că mulți copii sunt înscriși la școală, pe hârtie, sunt toți prezenți, iar fizic sunt mai puțini. Dacă alocațiile și tot ce înseamnă indemnizații sociale ar fi acordate corect în baza prezențelor la școală. Și aici vreau să întind. Da, am mai auzit propunerea asta. Nu-mi dau seama, alocația este un drept al copilului și nu știu dacă poate fi condiționat de participarea. Adică el trebuie să mănânce oricum. Corect. Și trebuie să se îmbrace oricum, indiferent dacă se duce sau nu se duce la școală. Nu poți să-l supui infometării pentru că nu se duce la școală. Trebuie să faci în așa fel încât el să înțeleagă că are nevoie și de o educație care să-l ajute în viața mai târziu. Și poate că până la urmă, asta, varianta recompensării ar fi cea mai bună, pentru că de cele mai multe ori copiii abandonează școala pentru că sunt trimiși de părinți la muncă. Da. Ori dacă ar primi niște bani în schimbul prezenței copiilor la școală, poate ar renunța la asta, dar... Sunt atunci scandal când... Sunt mai mulți la mijloc. Când nu iei nota potrivită. Simona, bună dimineața! Bună dimineața, Simona! Neața. Bună dimineața! Da, este foarte adevărat că dacă faci cu ei activități extrașcolare, îi aduci la școală. Uh-huh. Eu sunt anul acesta într-un sătuc din județul Bacău, unde rata de școlarizare era foarte mică unde am venit eu. Dar ce se întâmplă? Sunt acolo. A, așa. Dar eu până anul acesta veneau foarte puțin la școală. Când am venit aici la început de septembrie, mi-au zis că nu am așteptări și nu știu ce.
Și am zis, nu se poate. M-am dus cu colega mea din casă în casă în prima săptămână să văd de ce n-au venit copiii. Și am înțeles de ce n-au venit. Unii n-au venit pentru că, într-adevăr, financiar nu și-au permis. Și atunci am încercat să facem alte lucruri, să-i stimulăm. Am încercat să facem într-una din săptămâni, am zis, uitați, dacă veniți la școală, cu puținul care îl aveți, vom face pictură pe sticlă. Au fost foarte încântați. Și la noi, dacă până acum nu veneau, doamna directoare a rămas foarte surprinsă că copiii vin la școală și se minunează. Chiar vin toți? Adică îi vin. Și dacă îi cooptezi, acum le-am spus așa, dacă îmi faceți sistemul solar și îmi faceți frumos, vă uitați pe internet și îmi faceți un proiect și o machetă, promit că cel care face cel mai bine va merge la muzeu cu mine. A treia zi au venit trei cu machetă, gata, făcute, mergem la muzeu. Adică trebuie puțin văzut și ce le place. Și la școală e cu mai mult drag ar veni dacă și părintele este cooptat. Am mai încercat să-i chemăm și pe ei. Adică am avut deschidere și am zis, dacă vreți, puteți veni prin cerere la o oră la școală, să vedeți ce se întâmplă, ce facem. Aha. Pentru că și părintele trebuie educat în mediul. Și a venit vreun părinte? Da. Am un săptămânal, vin prin rotație, la prima oră, la trei oră, mă anunță dinainte, mâine venim la ora de matematică, mâine venim la ora de știință, stau în spatele clasei. Și da, e chiar ok. Fascinant. Adică da, vin. Fascinant. Felicitări, doamnă, pentru ce faceți. Nu, deci se poate, sau dacă i-am văzut vă că nu au... De câți ani sunteți în învățământ? Am fost cândva 11 ani, după care mi s-au născut copii, am stat cu ei acasă și am revenit de 3 ani. Dar ideea este când văd că nu mai au chef de ore sau cea, că se întâmplă, pentru că nefiind obișnuiți, până am venit eu să stea tot timpul la ora, adică aveau un caiet la 5 materii, a fost și o zi în care am văzut, băi, nu mai vor. Și atunci am zis, știi, hai să lăsăm totul deoparte și să mergem puțin prin împrejurimile școlii să culegem flori. Și ne-am dus și am cules flori pe care le-am pus la uscat și ne-am început să facem un ierbar, deși ei sunt clasa 3-a și a 4-a. Dar au fost foarte încântați. Da. Adică... Nu întâmplător v-am întrebat de cât timp sunteți în învățământ, pentru că senzația mea a fost că ăsta este un, poate că e un entuziasm așa al tinereții sau al debutantului meserie. Dar mă bucur să înțeleg că aveți o carieră în spate, că sunteți învățătoare de cel puțin 15 ani. Și mă bucur că există încă astfel de oameni în învățământ. Și cred că metodele dumneavoastră și ideile dumneavoastră ar trebui preluate și poate că ar trebui să încercați să învățați nu doar pe copii, pe elevii dumneavoastră lucruri de început, abecedar și așa mai departe, ci poate cumva și pe colegii dumneavoastră învățători care sunt ceva mai blazați, că uite că se poate face și în felul ăsta.